Așa numită listă aurii publicată și tirijată intens de jurnaliștii și presa aservită pasului în spațiul public cu cei peste 3.000 de oameni despre care se pretinde că ar fi fost plătiți pentru vot, continuă să stârnească controverse și nemulțumiri. De această dată, cunoscutul sportiv și notător Ion Lazarenco Tiron susține că soția sa, Angela Lazarenco, a fost inclusă din greșeală în lista persoanelor care s-ar pretinde că ar fi implicate în schema de corupere electorală. Într-o intervenție video publicat pe o rețea de socializare, bărbatul susține că trăiește un adevărat coșmar, iar familia sa este supusă atacurilor și amenințărilor. De 3 zile e ceva incredibil. Și se întâmplă, unii soție este acuzat că a lucrat la șor, că a primit bani de la șor și a pus-o pe o listă oarecare acolo. Nu știu de unii până unii au apărut așa liste, dar vă spun, îi Doamne ferește, rudele și prietenii și sătenii și huiește lumea că Angela Lazarenco. Și vă spun, eu pot să primesc și să țin chept la orice, de la rechini până la nu știu ce. Dacă în familie e atacat personal, asta deja ieșe din comun. Războaiele astea nu știu cui îi convine, atâta răutate și atâta intrigă între oameni și atâta, vă spun, cuvinte numite și amenințări ca să-i crepi capul, ca să-i dăi cu chiatra în cap, ca să-i dăi foc la casă. Eu vă spun, asta e unde am ajuns noi ca societate. Ion Lazarenco Tiron afirmă că acuzațiile potrivit cărora soția s-ar fi fost plătită pentru a-și da votul sunt false și neîntemeiate. În plus, el intenționează să se adreseze autorităților în legătură cu accesarea ilegală a datelor personale. Categoric vă spun că Angela Lazarenco n-are cum să fie și n-are cum să fie afiliată cu Partidul Șor sau cu toate lucrurile astea. Știți, noi ne aflăm în Republica Moldova deja de 3 ani, dacă nu mă înșel. Și nu mai întrăiești 3 ani de când sunt aici, câte oferte am avut și câte... Dar asta de unde a apărut? Chiar pentru mine e șoc, vă spun sincer. Și sunt sigur că am auzit la mai mulți oameni care au... Dar eu rog departamentul de poliție și să vii cu dovezi să clarificăm. Apelez, cum am spus, la toate organele de drept să vii cu dovezi să ne arăte unii Angela Lazarenco Grigori este afiliat cu Șor, dar eu vă promit că am să ies cu mai multe dezvăluiri trăite de mine în ultimii 3 ani până m-am tăcut și am înghițit multi. Și asta nu că acum fac propagandă înainte de alegeri sau ceva, Doamne ferește, eu pentru pași și pentru liniște și înțelepciuni. Dar pur și simplu deja eu am înțeles că nu mai am încotro. Precizăm că acesta nu este primul caz de acest gen. Recent, o tânără care a votat-o pe Maia Sandu a declarat că s-a regăsit în listele publicate de presa proguvernamentală cu așa ziși trădători de patrie, care ar fi luat bani pentru vot. Revoltată, fata a postat pe rețelele de socializare un video în care a explicat că a lucrat într-o companie străină, iar intrările în contul ei erau nu altceva decât remunerări salariale. Mai mult, au fost semnalate numeroase cazuri în care aceste liste erau incluși oameni împotriva cărora au fost intentate sancțiuni, dar care au murit de mult sau care trăiesc de ani buni peste hotare și care nici măcar nu merg la votare. De fapt, în aceste liste au fost incluși toți cei care pur și simplu au primit transferuri din Rusia, indiferent de proveniența și destinația acestora. Amintim că listele cu cei peste 3.000 de cetățeni ce conțin date cu caracter personal au fost făcute publice de presa proguvernamentală, fără a fi respectat consimțământul persoanelor. Aceasta ar fi fost expediată la adresa publicației Ziarul de Gardă, de către un ofițer al organelor de drept, sub anonimat, iar mai apoi a fost intens dirijată în spațiul public de alți jurnaliști și instituții media aservite puterii, fără a fi constatată veridicitatea ei de către oamenii legii. Procurorul general Ion Munteanu a declarat că lista cu numele și datele personale, care se presupune că ar face parte din rețeaua lui Șor, nu face parte din dosarul de corupere electorală, însă procurorii vor examina cazul pentru a stabili veridicitatea, de unde s-a făcut scurgerea de informații, iar făptașul să fie pedepsit.